Când m-am înscris în programul național de predare ca profesor, mi-am imaginat că voi fi trimis în centrul orașului Chicago sau în sudul profund, nu în acest oraș pitoresc și liniștit din New Hampshire. Pur și simplu nu am putut înțelege de ce acest loc se străduia să păstreze profesorii sau orice alt profesionist din afara orașului de altfel. Întotdeauna erau locuri libere, deși practic nu există infracțiuni, oamenii sunt prietenoși și mai presus de toate, peisajul este frumos. Când culorile se schimbă toamna, orașul arată ca o carte poștală. Mai bine decât o carte poștală, de fapt, pentru că nicio imagine plată nu ar putea surprinde galbenul vibrant, portocaliul aprins și roșul rubiniu bogat care acoperă fiecare deal. Turiștii parcurg kilometri întregi doar pentru a se plimba prin ploaia colorată de frunze sau pentru a face poze cu ceața de dimineață care se așează prin livezile de măr și hambare. În calitate de iubitor al condimentelor de dovleac, al Halloween-ului și al tuturor lucrurilor de toamnă, am fost în rai. De la începutul lunii octombrie, elevii din clasele primare au decorat clasa cu fantome și pânze de păianjen decupate din hârtie. Am sculptat dovleci, am mâncat mere și am citit legenda din Sleepy Hollow. Spre surprinderea mea, am primit o mulțime de apeluri pozitive de la părinți, care au lăudat munca depusă în clasele mele și mi-au spus cât de mult le-a plăcut copiilor lor. Directorul Harris chiar m-a luat deoparte pentru a-mi spune cât de impresionat a fost și a menționat că dacă voi continua, va trage toate sforile posibile pentru a-mi obține un post permanent. Totul mergea bine până în ziua cântecului de Halloween. Comandasem un CD cu cântece înfricoșătoare, dar potrivite pentru copii, iar în ziua aleasă am stins luminile, am pus lumânări aprinse în dovlecii pe care sculptasem și ne-am așezat în cerc pentru a cânta. Am simțit cum anticiparea copiilor creștea în timp ce dădeam drumul la CD player și apăsam pe play. După câteva efecte sonore înfricoșătoare de lilieci fluturând, țipete și chicotel de vrăjitoare, a început prima piesă. Versurile erau următoarele. Ați văzut fantoma lui John? Oase lungi și albe cu pielea goală. Nu ar fi răcoare fără piele. Când a început al doilea vers, m-am uitat în jurul clasei. Ceva era foarte neregulă. Copiii care de obicei adorau să cânte erau tăcuți, cu excepția câtorva care plângeau. Cei mai mulți dintre ei își astupaseră urechile cu mâinile. Pașii alergători au anunțat sosirea directorului Harris. El a traversat în fugă clasa și a oprit CD player-ul ca cineva care dezactivează o bombă în ultima secundă. Ești nebun? A întrebat el. Eu... O să avem o discuție despre asta după ora ta. Să nu mai pui niciodată cântecul ăsta în oraș. Înțelegi? Dă-le, nu știu, dă-le niște notițe pe care să studieze sau ceva. Întâlnirea de după ore cu directorul Harris a fost ciudată, dar nu eram sigur dacă a fost mai rău pentru el sau pentru mine. El tot lua lucruri de pe birou și le punea pe jos, se uita pe fereastră și ofta. În cele din urmă și-a curățat gâtul și a trecut la subiect. După cum știți, a început Harris cu precauție. Acesta este un oraș foarte vechi. Avem chiar unul dintre acele B&B-uri. George Washington a dormit aici. Îți vine să crezi asta? A încercat să forțeze un râs. Oricum, orașele vechi, mici ca al nostru, tind să aibă o mulțime de superstiții. Poate părea o prostie pentru cei din afară, dar sunt foarte importante pentru noi. Era clar cine era străinul în această situație. Văzându-mi visele la un viitor luminos în acest oraș dispărând rapid, mi-am dres gâtul și am răspuns. Dacă am făcut ceva ofensator, îmi pare rău. Nu a fost intenția mea și apreciez că m-ați anunțat pentru a nu se mai întâmpla. O mulțime de oameni din oraș au o obiecție religioasă față de Halloween, sau este mai mult ca... No, nimic de genul ăsta. Harry s-a ironizat.
Nu suntem o adunătură de țărani cu Biblia aici. Este acel cântec specific și acea poveste specifică de fapt pe care trebuie să vă cer să le evitați. Ce? Vrei să spui cântecul acela popular foarte vechi, Fantoma lui Joe? Da, acela. Nu este nevoie să spui mai multe. Hai să nu-l mai menționăm. Bine? Faci o treabă bună aici, domnule. Nu mi-ar plăcea să o văd întreruptă din cauza unei neînțelegeri stupide. Dar de ce? Hai să renunțăm la asta, bine? Harris era aproape rugător. Era ca și cum chiar și discuția despre cântec era mult prea mult pentru el. Cred că am spus tot ce trebuia și tu trebuie să te întorci la ore. Ha. Un alt râs fals. Uite, încă un lucru. Te poți aștepta la niște reacții negative prin oraș. Când copiii le vor spune părinților despre ora de astăzi, încearcă să nu le iei în serios. Nu uita, acesta este un subiect foarte, foarte sensibil pentru noi, domnule. Am ieșit din biroul urât și fluorescent al directorului Harris cu un gust amar în gură și cu o curiozitate arzătoare. Ce ar putea fi atât de rău la un cântec, mai ales la unul vechi de sute de ani? Am petrecut restul zilei pe pilot automat și am fugit la bibliotecă imediat ce am putut. Vechea clădire cu cărămidă roșie și coloane albe și umbroase era unul dintre locurile mele preferate din oraș. Petrecusem ore întregi acolo citind, pregătind materiale sau pur și simplu stând de vorbă cu bibliotecara, Sarah Newman. Bună seara, i-am făcut cu mâna masei de păr crețe de la recepție. Cum merge? Bună. Doamna Newman a răspuns sec. Pot să vă ajut cu ceva? Am fost descurajat de reacția prietenelei mele, dar nu aveam de gând să mă opresc acum. Am vrut să te întreb. Mă tem că sunt foarte ocupată. Seara m-a întrerupt. Și-a ajustat ochelarii și s-a întors la ștampilarea furioasă a cărților din bibliotecă, dar am observat că s-a uitat din nou la mine, cu o urmă de simpatie în ochi. Dacă vrei să înveți despre istoria orașului, îți sugerez să verifici arhivele ziarelor, mai exact edițiile din octombrie 1989, 1972 și 1958, și ar trebui să fie bune. Ștampila de cauciuc și-a reluat bătăile. Conversația noastră se încheiase. Curând am citit titlurile din octombrie 1989. 1 octombrie, elevii vor cânta despre legenda locală în corul de Halloween. 8 octombrie, protest împotriva cântecului blestemat. Sunt copiii noștri în pericol? 15 octombrie, un succes înfricoșător. Corul de Halloween cântă în fața unei săli pline. 22 octombrie, copii locali răpiți. 29 octombrie, 5 elevi găsiți morți. Octombrie 1972. 1 octombrie, un folclorist din New York va studia legenda locală. 8 octombrie, un străin în oraș, un interviu cu folcloristul James Hatterwood. 15 octombrie, stați departe de mormintele noastre. Investigația lui Hatterwood stârnește controverse. 22 octombrie. Folcloristul newyorkez James Hatterwood a dispărut. Este nevoie de voluntari. 29 octombrie. O poveste neterminată. Dispariția lui Hatterwood rămâne nerezolvată. Și 1958. 5 octombrie. Good Time Girls and Hooligans. O privire în interiorul nebuniei motocicletelor pentru adolescenți. 12 octombrie. Infractori sau neînțeleși. Consiliul Municipal va interzice motocicliști adolescenți. 19 octombrie. Cei din bandă furioși adoptă o legendă locală drept mascotă. Consiliul este îngrijorat. 26 octombrie. Accident sau joc murdar. Părinții plâng la tragicul accident de la Biker Club Pile Up. Sala ziarelor era la subsol, iar un fior m-a cuprins în timp ce citam articolele. Nu era greu să-mi imaginez care trebuia să fie legenda locală, Fantoma lui John.
Nu credeam în fantome sau blesteme, dar era ușor de înțeles de ce legenda era un punct sensibil pentru localnici. Mi-am propus să nu o mai pomenesc niciodată. În timp ce urcam scările întunecate și scârțietoare, un bâzâit puternic aproape că m-a făcut să sar din piele. Aveam zeci de apeluri pierdute. Am ascultat mesageria vocală în timp ce conduceam spre casă. Fiecare mesaj era mai rău decât celălalt. Părinții care cu doar câteva zile înainte mă numeau o binecuvântare, acum țipau la mine, îmi amenințau viața, îmi ordonau să părăsesc orașul și în câteva cazuri toate trei. Mi-au dat lacrimile. Aceștia erau oamenii care-mi făcuseră prăjituri și mi-arătaseră orașul. Cum a putut un simplu cântec să-i facă atât de cruzi? Când am ajuns acasă, tristețea mea s-a transformat în furie. Sau cel puțin asta mi-am spus pentru a justifica ce am făcut în continuare. Nimic din toate astea nu a fost corect. De unde era eu să știu despre o superstiție tâmpită? Încă strănutam din nas și îmi ștergeam ochii roșii și umflați când am coborât din mașină și am salutat pe Volker, vecinii mei de peste drum. Cei doi copii Volker și-au lăsat jucăriile pe peluză și au intrat în casă fără a scoate un cuvânt. Părinții lor i-au urmat stingând lumina de pe verandă în timp ce mergeau. Alte lacrimi fierbinți mi-au curs pe obraj. Fără să mă gândesc de două ore am scos CD-ul cu cântece de Halloween și l-am băgat în CD player-ul mașinii. Cu ușile și geamurile deschise am sărit peste piese în căutarea unui cântec anume. Când l-am găsit am dat volumul la maxim. Erau versurile: ai văzut fantoma lui John? Oase lungi și albe cu pielea goală. N-ar fi răcoare fără piele. Am privit cum una câte una luminile de pe verandă se stingeau și oamenii care se bucurau de seara de toamnă intrau înapoi în casele lor. Am rămas singur pe aleea casei mele închiriate, plângând jalnic în amurgul afumat de octombrie. Când m-am trezit în dimineața următoare, am petrecut câteva momente fericite și liniștite în așternuturile mele calde, înainte de a-mi aminti ce făcusem. Totuși, când mi-am amintit, furia și rușinea m-au lovit. Mă temeam de ceea ce urma să se întâmple când ajungeam la școală. Spre surprinderea mea, nimeni nu a spus nimic. Era ca și cum ziua precedentă nu s-ar fi întâmplat niciodată. Colegii mei de muncă au părut brusc mai precauți în preajma mea, dar nu au existat părinți nervoși în căutare de ceartă, scrisori de concediere sau hoarde de copii plângând. Cel mai aproape de a menționa cineva cântecul a fost un băiat din a doua mea oră de curs. Domnule, nu vom termina cântecul? A întrebat el. Taci, Clayton! Fata de lângă el i-a înfipt un cot în coaste. Ce? Clayton a ridicat din umeri. Mie mi-a plăcut, doar pentru că părinții noștri sunt toți speriați. Clayton, nu putem! A spus o altă fată. Clasa a început să murmure. Aveam aici o decizie de luat. Era timpul să decid dacă voi sprijini superstiția locală sau îi voi încuraja pe copii să se gândească singuri. Am făcut o greșeală cântând cântecul acela ieri, Clayton. I-am răspuns copilului. Deranjează o mulțime de oameni și trebuie să le respectăm sentimentele. Mă simțeam ca un laș, dar nu-mi păsa. Tot ce voiam era să las totul în urmă. Voiam să mă întorc la cum erau lucrurile atunci când mă plimbam prima dată prin oraș, cu cafeaua în mână, privind frunzele cum cad. Au trecut câteva zile liniștite. Începusem să cred că am supraviețuit primului scandal de clasă major din cariera mea de profesor, puțin mai trist poate, dar în mare parte nevătămat. Am decis să sărbătoresc. Mi-am limpezit mintea vizitând câteva dintre atracțiile turistice din orașele din apropiere. În timp ce conduceam însă, vremea s-a înrăutățit. Norii cețoși de dimineață au devenit de un gri gălbui ciudat și au început să cadă picături de ploaie groase. Chiar și cu ștergătoarele pornite la maxim era greu să văd. Era ceva în neregulă cu vremea asta, ceva nefiresc care mă punea pe gânduri. De aceea aproape că am sărit de pe scaun când am auzit un zgomot puternic în spatele meu. Ce
Cine ar conduce o motocicletă pe vremea asta? Felul în care motocicliștii negri au apărut din ploaie m-a făcut să mă gândesc la călărețul fără cap, dar logo-ul de pe jachetele lor de piele făcea referire la o altă legendă. Chiar și în ploaia torențială am putut citi literele albe ca osul din jurul mascotei lor scheletice, fantoma lui John. Peste sunetul ploii s-auzea muzică. 6 motociclete se strânseseră în jurul meu, câte 3 de fiecare parte, și în curând nici nu mai auzeam ploaia peste zgomotul motoarelor lor. Ce doreau? Dacă era o glumă, era de foarte prost gust. Dacă era menită să mă sperie, funcționa. Am apucat volanul cu putere, dar simțeam că roțile mele deja hidroplanau pe asfaltul umed. Motocicliștii misterioși îmi înconjurau mașina, umbrele lor zdrențuite de ploaie apropiindu-se tot mai mult de fiecare parte. Corpurile lor, sau oasele lungi și albe, erau ascunse de piele neagră, iar în spatele căștilor cu cicatrici, fețele lor fără piele, erau complet anonime. Nu puteam manevra fără permisiunea lor, iar ei știau asta. Era din ce în ce mai greu să văd. Ploaia era un cerceaf gri care acoperea până și crengile moarte ale copacilor de pe marginea drumului. Pe măsură ce drumul se curba, am observat că motocicliștii din jurul meu mă împingeau, forțându-mă să fac viraje din ce în ce mai bruște pentru a evita să-i lovesc. Aș fi riscat chiar, dacă nu aș fi fost sigur că lovirea unuia dintre ei m-ar fi făcut să am și eu un accident. Nu știu cât timp au ținut-o așa. Muzică proastă din anii 50, motoarele asurzitoare, jocurile minții. Totul era menit să mă doboare pentru ceea ce urma. Fantomele lui John au început să încetinească. Voiau să mă forțeze să opresc, să mă facă să le înfrunt pe cele 6 singuri, pe un drum de țară spălat de furtună. Inima-mi bătea cu putere. Am derapat și m-am oprit cu ei într-o parcare de pietriș. Și-au oprit motoarele. Fără vuietul acela, singurul sunet era cel al ploii bătute de vânt. La unison, figurile întunecate au coborât. Încet, una s-a întors spre mine întinzându-și casca, pe cale să dezvăluie ce se afla de desubt. Am apăsat pe accelerație. Motocicliștii lăsaseră un gol în zidul lor când au coborât de pe motoarele lor antice, deși nu aș putea spune dacă am trecut printre ei pentru că am avut noroc sau pentru că motocicliștii erau ceva din altă lume. Am virat nebunește pe drumurile alunecoase și vântoase, aproape că m-am prăbușit prin balustrada unui pom și am ajuns în apele învolburate de dedesubt. Poate că asta era ideea, mi-am dat seama. Am condus spre casă cât de repede mi-a permis vremea. Nu sunt sigur dacă a fost din cauza umezelii, a stresului sau altceva, dar experiența mea cu călăreți întunecați m-a băgat în pat cu frisoane și febră. Somnul și trezirea, visele și halucinațiile se amestecau atât de ușor, încât nu mai puteam face diferența. Cum ar fi bărbatul pe care l-am văzut și l-am auzit plimbându-se prin casă, pierdut în gânduri? Avea o tunsoare lungă și o barbă în stilul anilor 70 și peticele pe coate ale unei jachete ale unui profesor universitar. Când îmi deschideam ochii, îl zăream uneori la biroul meu, scrutând manuscrise îngălbenite. Prezența fantasmatică a profesorului era aproape reconfortantă. Pe măsură ce trecea timpul, comportamentul său devenea din ce în ce mai neregulat, oscilând de la extaz, la furia de a sparge farfurii. Sunt sigur că mi-am imaginat următoarea parte, pentru că niciun om nu ar fi putut supraviețui. M-am trezit în mijlocul febrei, undeva în orele pierdute ale nopții, și m-am târât până la bucătărie pentru a-mi face o ceașcă de ceai. Când m-am întors, l-am văzut pe profesor clar ca lumina zilei, luminat de lumina lămpii. Era înconjurat de figuri scheletice suspendate ca niște păpuși. Atârnau de fiecare suprafață disponibilă. În fața lui era un cufăr antic din lemn. Ținea în mână un cuțit Bowie și râdea. Desigur, desigur, mi s-a părut că l-am auzit chicotind. Atât de simplu. De ce nu am văzut înainte, fredonând veselul cântec? Profesorul dezlipea bucăți groase și suculente din propria-i carne.
A continuat de fapt până când nu a mai rămas nimic. După ce a terminat, a pus costumul de piele în cufăr, l-a sigilat și l-a luat cu el, vorbind încă pentru sine. Viziunea hidoasă a dispărut. M-am strecurat înapoi sub cerceafuri și mi-am sorbit ceaiul, întrebându-mă ce va mai inventa creierul meu febril. Luni mă simțeam mai bine. Halucinațiile și visele bizare se opriseră, dar rămăsesem cu mai multe întrebări decât răspunsuri. Am decis să o vizitez din nou pe seara la bibliotecă. Totuși, în momentul în care seara m-a văzut intrând pe ușa, a fugit. Am ajuns-o din urmă printre rafturi, încercând să pară ocupată. Mă eviți, am acuzat-o. Habar nu am ce vrei să spui. Am făcut cercetările pe care mi le-ai sugerat, chiar am redat cântecul. În acest moment seara s-a oprit din vorbit și a devenit palidă. S-a uitat la ambele capete ale rafturilor înguste, de parcă se aștepta ca monștrii să vină și să ne ciopărțească. Nu trebuia să faci asta, a mormăit bibliotecara pentru sine. Cu cât vorbești mai mult despre el, cu cât te gândești mai mult la el, cu atât devine mai rău. Ochii ei au fugit din nou dintr-o parte în alta. Noi nici n-ar trebui să discutăm despre asta. Dar cum a început? M-am întrebat cu voce tare. Adică, dacă este real, atunci cu siguranță trebuie să existe o modalitate de a-l opri. Dacă chiar e real, a spus Sara, pot să văd pe fața ta că a început să ți se întâmple și ție și îndrăznești să te îndoiești de asta? Dacă ai lăsat cântecul să intre în viața ta până aici și ești încă în viață, nu știu ce să-ți spun. Pleacă de aici și uită de asta, dacă nu e deja prea târziu. Nu mai vorbesc despre asta. I-am spus despre motocicliști. A privit mizerabil tot timpul, jumătate vrând să-și acopere urechile, jumătate murind de curiozitate să afle mai multe. Plecarea din oraș este o soluție atunci, a murmurat ea. I-am spus despre profesor. Atunci este deja în casa ta, s-a încruntat seara. Este prea târziu. Mi-a strâns puțin umărul, grăbindu-se s-a întors o ultimă dată. Și nu am avut niciodată această conversație. A doua zi eram așteptat la școală, înapoi printre teancurile mele de partituri și instrumente copilărești. Abia mi-aminteam unde rămăsesem, dar nu mi-a luat mult timp să aflu. Mi-a încălzit inima modul în care elevii m-au primit înapoi și chiar m-au ajutat să găsesc unde am rămas. Pentru ei, desigur, fusesem doar bolnav. Ei habar nu aveau de coșmarul pe care îl trăisem de când cântasem cântecul. Cei mai mari îmi făceau cu mâna cu rânjete dințate, iar cei mai mici mă îmbrățișau cu lovituri de cap în care copiii mici par să fie specializați. M-am gândit că trebuie doar să-mi distrag atenția, așa că am făcut ceva ce jurasem că nu voi face niciodată. Am cântat muzică de Crăciun în octombrie. Copiii au fost un pic șocați, dar schimbarea de anotimp mi-a făcut bine. În clasă, cântând Jingle Bells, a fost ușor să pretind că nu am auzit niciodată de fantome, bântuiri sau Halloween. În afara clădirii școlii însă, aerul de toamnă târzie părea dornic să-mi amintească. În loc de ninsoarea albă și crocantă, frunzele moarte și maro se învârteau sub scheletele goale ale copacilor. În loc de lumini colorate, casele erau decorate cu pânze de păianjen false, pietre funerare din lemn și alte amintiri ale mâinii lungi a morții. În loc de patinatori și colindători, străzile erau pline de copii în costume care pentru prima dată mi s-au părut grotești, întortocheate și greșite. Când colindătorii săreau din spatele baloților de fân sau al mormoanelor de dovleci, fețele lor mascate mă speriau mai mult decât pe țintele lor, care fugeau țipând bucuroase. Ceea ce era amuzant pentru ei deveniseră pentru mine mortal de serios. Mi-am dat seama cât de mult am fost afectat când m-am uitat pe fereastra bucătăriei cu câteva nopți înainte de Halloween. Am țipat în tăcere când am văzut oasele lungi și albe ale unui schelet sub mărul răsucit din fața casei. Se uita la mine. Nu știu cât timp am stat uitându-mă la găurile negre ale ochilor săi, la rânjetul său osos hidos, la intensitatea sa moartă, dar în cele din urmă mi-am dat seama că nu se mișcă. Cu un cuțit de bucătărie în pumnul meu tremurând, m-am strecurat afară pentru a-l înfrunta. Am văzut sfoara, am împins scheletul, plastic.
Încă râdeam de soarta mea patetică când am simțit o tragere de cot care m-a făcut să mă întorc. Un copil era acolo, era unul dintre elevii mei. Scuzați-mă, domnule, a răcnit copilul. Pot să iau din pielea dumneavoastră? Ce? Eram sigur că am înțeles greșit. Pot să vă iau pielea, domnule? Cu siguranță e răcoare fără piele pe... Atunci mi-am dat seama de faptul că copilul nu purta un costum. Lucrul din fața mea era drapat într-o pătură simplă, ca un cerceaf mortuar, care era pătată cu roșu. Era genul de pată care ar putea proveni de la un corp mic cu toată carnea jupuită. Nu existau orificii pentru ochi sau gură, pentru ca un copil să poată respira printr-o țesătură îmbibată de sânge și nu ținea decât o singură lumânare pentru lumina. M-am îndepărtat încet. Nu am început să fug până când alte patru forme identice nu au ieșit din întuneric, cu lumânările pâlpâind pe învelișurile lor fără chip. În ciuda mărimilor mici și a incapacităților de a vedea, m-au urmărit rapid prin iarbă, noroi și grămezi de frunze. S-au interpus între mine și casa mea închiriată și ca un animal panicat am fugit în față și direct în pădurea din spatele casei mele. Curând singura lumină a venit de la lumânările ținute de cele cinci siluete de mărimea unui copil care mă urmăreau prin întunericul umed și cețos, tropăind și alunecând peste rădăcini noduroase și bușteni putreziți. Am înțeles cu groază că eram o turmă. Destinația era clară, un luminiș argintiu dominat de un singur copac mort. Acum, că am stat în acel luminiș, pot spune că într-adevăr am văzut fantoma lui John. Oh da, cu toții am văzut-o. Cei cinci elevi cântăreți, profesorul Hatterwood, prima bandă de motocicliști din oraș, alte figuri prea bătrâne pentru a fi numite și alții care au pășit în păduri înainte ca numele să existe. Cu toții am văzut acele oase lungi și albe. Nu știu de ce mi s-a permis să părăsesc luminișul. Poate că fantoma vrea să-și răspândească cântecul și povestea, sau poate că știe că mă voi întoarce înainte de ajunul Halloween-ului. Vedeți voi, acolo unde acel copil bântuit mi-a atins cotul, a început să crească o pată gri. Puțin câte puțin, carnea din jurul ei a devenit palidă și s-a sfărâmat ca praful. Cea mai mare parte a brațului meu stâng este acum os, iar schimbarea pare să accelereze. Cu siguranță va fi răcoare fără piele. Hello friend, bine ai revenit la o nouă poveste. Sperăm că ți-a plăcut această poveste specială de Halloween și te rugăm să o împărtășești cu prietenii tăi pentru a le face și lor Halloween-ul mai bun. Dacă dorești să ne ajuți canalul să crească, dă-ne un like acestui clip și lasă-ne un comentariu. Până data viitoare, welcome to the darkness.